și primele reacții după introducerea pragului pentru abuzul în serviciu, europarlamentarul Vlad Gheorghe a sesizat Comisia Europeană în legătură cu votul PNL-PSD-UDMR privind introducerea pragului de 250.000 de lei. Acesta așteaptă un răspuns din partea comisarilor europeni referitor la noua inițiativă a coaliției de guvernare. Am depus documente, dar până la protest nu mai e mult, pentru că e nevoie. Ca să-i oprim, facem tot ce trebuie. Am depus, în momentul ăsta, am depus o plângere, aș putea să spun, o sesizare la cabinetul domnului Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei Europene, și am făcut asta la domnul Timmermans pentru că dânsul a venit în 2018, dacă nu mă înșel, în România, ca să-i spună lui Dragnea să stea cu minte. Că OUG-13 nu e bun și că pragul nu e bun, și dacă a făcut asta atunci, mă gândesc că poate să facă asta și acum cu Ciucă. Și e cea mai bună persoană și, bineînțeles, am depus și către domnul comisar Reinders, comisarul de justiție, și doamna comisar Jurova, care se ocupă cu aceste subiecte, bineînțeles, la noi în țară, și care, atenție, se ocupă și cu MCV-ul. Problema noastră cu această dezincriminare a abuzului în serviciu, că e de fapt o dezincriminare, nu, e mai multă vrăjeală chestia asta cu pragul. De fapt, găsesc tot felul de chichițe pe lângă CCR, acum cu pragul, ca să-i scape pe Lloyd. Europarlamentarul Vlad Gheorghe, cel care a depus sesizarea la Comisia Europeană, spune că un astfel de atac asupra justiției ne pune împotriva oricărei norme europene. Deci, ce fac ei acum este să garanteze că noi nu numai că nu mai obțin tranșe din PNRR, dar nu mai obțin nici fondurile europene normale. Adică ei acum ne pun lângă țări precum Ungaria lui Orban, și o să vă spun imediat de ce, pentru că nu există în Uniunea Europeană să poți să furi cu niciun prag. Și poate fi un precedent extrem de periculos, pentru că dacă pragul există, el poate fi ridicat oricând. Zici, dau liber la furat, că ori fi 50.000 de euro acum, că după aia se gândesc că o să fie mai mult, că o să fie mai puțin, dar tot liber la furat. Dragnea nu numai că e mândru de ei, dar ei l-au depășit pe Dragnea, pentru că au pus un prag și mai mare. Deci, teoretic, vor să scape și mai mulți șpăgari de problemele penale.